La sediul central al Universității Spiru Haret a sosit astăzi directorul Institutului Francofon de Administrație și Gestiune. IFAG organizează cursuri de nivel Master 2. Avem un master în administration des entreprises, deci administrarea întreprinderilor. Un alt master pe care îl organizăm este masterul management public. Un alt tip de master, un alt profil de master, este masterul în management turistic, management du turism et de loisir. Un alt master extrem de interesant este masterul economie sociale solidaire. Este un master de economie socială. Suntem în curs de lansare de două noi mastere. Un master cu Institut d'études politiques de Toulouse, Institutul de Științe Politice din Toulouse, care se cheamă Master SEAP, Conseil Action Expertise Publique, deci Consiliere Acțiune Expertiză Publică. Și, în sfârșit, ultimul master pe care suntem în curs, în momentul acesta îl lansăm, este un master de transport internațional, transporturi internaționale. Universitatea Spiru Haret pune accent în principal pe programele proprii special gândite și create pentru a oferi studenților cele mai bune informații din domeniile de interes solicitate de aceștia. Ne dorim să promovăm în primul rând programele noastre, dar un program suplimentar este întotdeauna binevenit și reprezintă o îmbunătățire a CV-urilor studenților noștri. O importanță deosebită este acordată parteneriatelor pe care instituția haretistă le are cu diverse organizații de profil din Europa sau din lume. Suntem deschiși la asemenea propuneri care vin din exterior, le ascultăm cu mare atenție, le filtrăm prin prisma obiectivelor strategice ale Universității Spiru Haret și încercăm în același timp să venim cu propuneri de colaborare ferme, nu? Astfel încât fiecare partener din aceste comunități create ad hoc să aibă de câștigat. Instituția haretistă știe foarte bine că orice program masteral venit din exterior trebuie să fie recunoscut și să îndeplinească cerințele stabilite de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Ne interesează recunoașterea de către ARACIS acestor programe, pentru că programe care oferă diplome de la universității din Uniunea Europeană, dar care nu pot fi recunoscute în România, pot crea probleme pentru absolvenți. Așadar, Universitatea Spiru Haret oferă studenților săi atât programe proprii de licență și masterat, cât și programe de studiu realizate în urma numeroaselor colaborări de succes cu instituțiile de profil din Europa și din lume. Scopul celor două pachete educaționale este același, de a pregăti și de a forma cât mai bine viitorul angajat de pe piața muncii.